Deputatul Dan Vâlceanu susține că va sesiza Comisia de Industrie a Camerei Deputaților pentru a verifica modul în care s-au făcut angajări și au fost acordate clase salariale la complexul Oltenia, asta după ce i s-a interzis accesul în cariere. Eu am făcut o solicitare către complexul energetic Oltenia, prin care am solicitat să pot să am acces în carierele complexului energetic Oltenia, astfel încât să pot să discut și să vă prezint de la fața locului condițiile în care lucrează oamenii, să stau de vorbă cu oamenii, să văd ce anume mai pot să fac din calitatea mea de deputat, astfel încât lucrurile să se îmbunătățească. Complexul energetic Oltenia mi-a răspuns că nu pot să merg să discut cu oamenii la locul de muncă și să vă prezint ce se întâmplă acolo, pentru că ce Oltenia este o societate care nu se poate alătura niciunei acțiuni politice, supunându-se doar politicilor economice ale pieței de energie. Vâlceanu acuză pe directorul CEO că pactizează cu PSD, partid la ale cărui întâlniri politice a participat. Păi la întâlnirea cu doamna Bordușan și cu domnul Miloseanu, ce făcea domnul Boza acolo? Se supunea pieței de energie? La întâlnirea cu alți lideri politici de la Motru, o acțiune promovată de PSD. Ce făcea domnul Boza acolo? Directorul complexului Oltenia, Sorin Boza, susține că nu el a interzis accesul deputatului PNL în carierele companiei. Managerul spune că altcineva a semnat în locul lui. Nu vreau să vă supărați pe mine și să-i spuneți și domnului Vâlceanu, nu eu am răspuns, eu am fost plecat două zile. Răspunsul a fost pregătit de câte colegii mei din directorat, care au fost în complex și au fost două zile plecat din complex, m-am întățat. La complexul Oltenia au existat în ultima perioadă mai multe proteste generate de acordarea de clase de salarizare în funcție de care s-au făcut majorări de lefuri, dar și de lipsa investițiilor și a condițiilor din cariere.